Chiar dacă campania electorală este aproape de final, candidatul Uniunii Social-Liberale pentru Colegiul 1 de deputați, Gheorghe Ianaș, a făcut timp să mai facă o vizită electorală în comuna Padeș. Astfel, Iana a mers alături de staful său de campanie în localitate pentru a discuta cu cetățenii despre problemele pe care aceștia le au. Iana a declarat că speră ca USL-ul să aibă câștig de cauză în județul Gorj. Am beneficiat de o zi frumoasă, chiar după ziua urâtă de ieri, am beneficiat de o zi frumoasă și îmi face o deosebită plăcere să fiu în mijlocul locuitorilor Padeșului, o localitate cu o istorie încărcată și mă simt foarte bine aici. Oamenii au înțeles mesajul nostru și sper să fie lucrurile așa cum își doresc și eu.